Deci noi continuăm seria masterclass-urilor tehnice, cum am spus. Mai avem încă mult de lucru. Când o să simțim că ajungi de data tehnică, vrem psihologie, scrieți în chestionarele care le primiți la orice masterclass. Cât atât timp cât o prinde bine, așa și veniți la feedback și spuneți că e ok, e bine așa, continuăm mai departe cu masterclass-uri tehnice. Nu o să avem istorioare, povestioare, tot ce ține de emoții, o să fie mai mult strategii, ideile, tot ce ține de tehnică. De asta sunteți să aveți carnețele, vă notați că vă prinde bine. Da? Astăzi o să vorbim despre un moment foarte important, care finisarea de unor unei tendințe și începerea alteia. Sau despre momentele de întoarcere a trendurilor. Foarte mulți le înțeleg, dar sunt și trenduri care încă nu le înțeleg. Sau pot spune, eu sunt foarte mulți nu le înțeleg. Și nu știu când. Tehnic sau teoretic, nu știu. Pe cui? Parcă și dacă e maxim istoric, dar sunt instrumente la care maximul istoric poate să crească încă mult și noi ne dăm seama când totuși este întoarcere. Acolo sunt mai multe momente, pentru că voi toți sunteți trader deja pregătiți. Să spunem, cred că și la 80% deja, chiar de cei care au trecut practica, oricum deja sunt pregătiți și știu unele momente de întoarcere. Mai sunt unele, întotdeauna este loc de mai mult. Sunt unele chestii care puteți să atrageți atenția, pentru că nici nu știm ce poate să vă placă vouă. De asta și domnul Șarol Lesea și domnul Mihai s-au pregătit mai intens sau o să dea informații care le dau la lecțiile intensive sau individuale. Despre mai multe tipuri de trenduri, despre congruența dintre trenduri, despre alte tipuri de figuri, poate că le-ați auzit până acum, combinații de lumânări și din cauza asta cred că o să fiți atenți și o să luați. Aș vrea să vă fac, o să luați informația și o să o aplicați, că asta e cel mai important. Să vă fac vreo provocare, vreun concurs, să le aplicați, să vedem cum o mers. Sincer, nu cred că este nevoie. Cred că cea mai mare provocare este să vă puneți voi singur target, că uite, vreau să fac și trebuie. De ce cineva poate, dar eu nu pot? Sau cum? Oamenii ăștia atâta vorbesc, strâmiște, căută alți traderi acolo, se fericit în tabla, la mine, eu am închis, dar eu am deschis. De unde eu ceva nu înțeleg? Acolo unde voi simțiți că nu înțelegeți, puneți întrebări. Pentru fiecare ghemotop de întrebare, de incertitudine, de neclaritate, este un chemotoc acolo care el tot strânge pe deasupra, strânge, inițiască iarăși incertitudinea, uite, au zis ceva negativ sau iarăși neclar, el tot se mărește. Odată ce dăm întrebarea și se clarifică, chemotocul ăsta trebuie, sau bograjul ăsta, dacă el s-a început a format, de scărmanat sau de demonat, nu există în general. Să fie clar, pentru că atunci când ilumină, nu o să ne împiedicăm de nimic, o să putem filmați, să filmați. Ok? Seara frumoasă și spor la muncă! Bună seara încă o dată la toți! Și de ce am spus, o să fac o mică paranteză și un pic de ordine. De fapt, la masterclass persoanele sunt invitate sau un trader de ori atunci când văd postate cei ce le punem pe Facebook, pe paginile noastre, da, pe Double Case, trader începător, pe grupurile de Viber, dumneavoastră ne contactați fiecare manager în parte și vă rezervați loc, corect? Da. Ca să fie o ordine oricare, o claritate, nu? Vreau pe viitor ca să fie claritate respectivă și să ne stimați pe noi ca companie. Deci, Gheorghe, dumneavoastră, eu vă cunosc. Sunteți trader de meu, de mult. Dar părere de rău nu m-ați anunțat. De asta eu să vă sfârșiți. Nu am știut că am să reușesc să Iar noi de fiecare dată spunem asta. Contactați managerii voștri și ați fost pe grupul de Viber, corect? Deci eu vreau să știți. Da? Da. Bine. Care de obicei o să încep cu masterclass-ul mai întâi cu domnul Mihai și după care mai să dăm nu știu patru strategii de transacționare și voi deja ați fost dezvoltator. O să alegeți și să mă vorbim pentru voi. Bună seara, la toți. Deci, dacă data trecută au avut masterclass care a fost dus să vorbim despre piața digitală, voi astăzi să vorbim despre schimbarea de tendințe. Vă știți că asta e foarte important în tranzacționare, schimbările de tendințe. Așa, ați observat, da, dacă într-o strategie contează foarte mult direcție în care și proiect, păi dacă ai determinat tendința, deja cu direcție scăpat. Da? Ai determinat direcția corect, practic, tranzacția ce e, te-o închizi oricum. Oricum o spuneam, că o să fac corecție, ce o să fac, oricum o să ajungă într-o finală copilă.
Pe noi cel mai mult în tranzacționare interesează punctele până să începi să schimbe aceste mișcări. Și asta e foarte important. Piața întotdeauna are o mișcare ciclică, deja asta închisă. Și acum o să vă arăt și imagine, chiar și crizele economice la nivel mondial au o perioadă medie cam de cât? Haideți să interacționăm. O criză economică la nivel mondial, cam cât timp? Chiar și ciclic. 10 ani. 8-10 ani. Una asta, Moldova, nu? Deci, uitați, toate crizele, ele se întâmplă după anumite, ca cum ar fi sinus sau aritmatic sau anumite lucruri, ciclic. Orice circuit în natură, tot este ciclic. Numai că aici perioada undeva de 8-10 ani, o să vă arăt acolo și graficul. Și încă ceva. O să vorbim și despre figuri, o să vorbim și despre combinații de lumânări. O mare parte din combinațiile de lumânări vor astea cu deja. Eu o să fac ca o mică recapitulare rapid peste ele, o să trecem, după care o să vă dau combinații ceva noi, da? Pe care nu le cunoașteți. Deci vă asigur că acest masterclass, toți persoanele o să iasă cu cât ceva nou. La figuri, la fel. Numai ca să fac un mic trailer. Ce figuri din ce scriu ne cunoașteți? Haideți ca să fie interacțional. Da, să vorbesc cu unghi. Încerc cu mine. Triunghi. Haideți ca să după asta explic eu. Exact, dacă noi vindem basmala. Ok, asta da, asta e una din ele, dar mai departe, vorbim de tendința acum. Totul se schimbă, deci nu poți fi o tendință ascendentă în continuu. Nu poți fi. Ok, asta piața din capital, cu o tendință ascendentă în continuu, dar oricum are nevoie de corecție, oricum face o perioadă mai scurtă, o tendință descendentă. Dar noi ce trebuie să facem? Dacă nu profităm de schimbare, vom deveni victimele ei. Deci dacă s-o schimba tendința, păi deschide său. Se duce în bani, deschide bani. Ok, poate cineva preferă metoda medie sau preferă alte metode. Dar noi știm că ca trader nu suntem mici pe piață. Ca să putem face profit, noi trebuie să mergem cu ce? Cu valul. Da? Se bate vântul în dreapta, le ducem și noi în dreapta, bate în stânga, mergem în stânga. E ca așa să ai pe piață. Aici nu poți să știi că ai stabilitate, dar ai profit. Că stabilitatea asta când o țin numai bani sau când o țin numai său. Asta este ideea la aceasta ce se vorbește aici. Asta este Peter Arnold, cele 28 de legi universale ale succesului. Și prin asta foarte bine se răspânge în tranzacționare. Deci aici pur și simplu trebuie să lași de bani. Nu duci bani, asta nu înseamnă de emoții. Duci bani, adică duci în său, însă duci bani în bani. Așa. Etapele vieții unui invers este asemănător cu cele a unui invers. Și acuși o să vedeți cum este asta. Nu ați observat foarte mult pe graf, nu, dacă o să schid acum un graf, nu o să o pădă la tendință ideală, pentru că ați observat că tendința nu poți să o faci ideală. De asta aș lasă punctele astea pentru take profit și punctele pentru stop loss. Pentru că dacă era ideală tendința, ați pune numai un punct stop loss. De la tendință își merge ideal tot. De asta aș lasă intervalul cel mai mare ca să ai o anumită stabilitate. Care sunt etapele unui invers? 1. Este ascensiune. Deci asta e etapa în care chiar sunt și Imperiul Roman și Imperiul Roman și oricare al Imperiului au început de la o anumită zonă, după care s-au extins mongolii, grecii și tot așa mai macedonii. Deci s-a început de la o anumită zonă, au început să potropească câte un pământ, câte un pământ și aceasta e zona de ascensiune. După care deja nu mai poate, deci Imperiul ajunge la un nivel că nu mai poate să deține controlul asupra, la toată suprafața, este zona de stabilitate, când încearcă să se mențină, după care este de pline, cade. Fix așa e aici în tranzacționare cu trendurile. Aș putea să... Încă, ca să mă întorc la asta. Așa, de aici aici am făcut un exemplu, deci GPS, de aș luat chiar în perioada actuală. Deci, aici avem o tendință ascendentă, după care o tendință laterală și după care se face din nou o tendință descendentă. Tendința descendentă e încă nu se vor fac altă. Nu am pierdut băieți cunoscut acest grafic, în H4, da? Deci, e ca aici e simplu. Vă mers ascensiune, stabilitate, declin. Și e ca întotdeauna, viața în așa fel oscilează. Nu sunt situații când partea din mijloc lipsește. Acum, pe noi, tranzacționare, ce ne interesează cel mai mult, asta e zona aceasta și zona aceasta. Da? Acum să văd asta în spate și o să vorbesc despre, aici, perioada de care vorbim. Deci avem un singur graf linear.
Deci aici nivelul activității economice și aici evoluția sa în timp. Deci asta este perioadele sau este o regulă de bază a criselor economice. Deci, mergem de expansiune, să știți, când eu crește pe piață puternic și anumite perioade de timp, deci ce zice, eu sunt investiții și toate lucrurile astea, deci știți cum tot urmează criza. Asta e ca la urmă. Eu sunt, eu trebuie să explodeze ca să înceapă la timp nou. Iar și simplu explodează. Deci, noi trebuie să menținem etapa până explodat. Ca să nu fim prin ce piață. E ca acum care a fost situația cu criptovalutele. Simplu principiu. S-a început de la cât? S-a umflat. 33, 43, 53, 65, 67. Bum! S-a dus totul acum. Și-a format. O format și-a ratat asta. O ratat graficile. Când m-a izbucnit în sus, în uite, de Bitcoin, era format figură. Și când s-a dus în jos, de Ripple iarăși a format figură și a trebuit în jos. Și acestea au fost lucrurile ratate. Criza după criză ce va merge? Depresiune, expansiune, recesiune și toate lucrurile astea merg în ciclu, în ciclu, în ciclu. Adică și perioada când nu există nici investiții, nu există produsele și tot mai departe. E clar, ideea cu trendurile. Dar așa. Dat în perioada de timp, vedem că oricum rămânem în creștere. Adică nu degradăm până la urmă. Da, nu până la urmă. Păi dacă am degradat până la urmă, când este o criză, am degradat din Europa în fiecare an. Înseamnă că eu... La fiecare 10 ani. Da. Deci, asta deschidem mai toate și așteptăm. Cea mai bună investiție. Da, dar vedeți, pentru noi timpul important. Exact. 10 ani de zile să aștepți o dată și să întoarcă înapoi, nu cred că o să deschidem. Ok, dacă sunteți în situația în care o prindeți dintr-un anumit punct de la mijloc, acolo știți o perioadă mai scurtă, sunt toți înapoi. Dacă o să prind într-o perioadă mai lungă, nu știu dacă ați dori să așteptați atâta timp și să rămâi banii și ea, în curs de timp, lucrează. Sucrează în piață, dar nu pentru dumneavoastră. Asta e ideea. Așa. Deja este situația că noi vrem să vorbim despre momentele care nu ajută să determinăm că piața își schimbă direcția. Cam mai întâi, după aceea, domnul Mihai deja a vorbit despre treburile respective. Încă ce mai cunoașteți voi? Haideți, toți sunteți în sală, trader, deja aveți o experiență în spate. Aveți și lecțiile de practică trecute care, bine, le-ați trecut cu ceva cunoștință, cum voi ați acumulat? Uite figurile de schimb care l-ați spus de trend. Așa. Figurile. Care sunt figurile de schimb? Că am înțeles că totuși este o problemă cu figurile. Dublu V, capul 1. Așa? Triplu V. Iată, eu o să vă povestesc un pic mai târziu, o să vă povestesc o istorie când eram mai de la stagieri ca manager. Eu am tranzacționat figura respectivă pe una din astea de schimb. Și foarte mult m-a ajutat criza asta, care acum am avut-o în 2020, situația cu COVID, nu mai știu de la cât am intrat în marge. Eu o să vă povestesc și o să vă arăt pe grafici. Cei care cunosc traderii mei, care o cunosc, poate o cunosc, dar ceilalți care nu o cunosc, o să vedeți ceva de învățat pe seama asta, că nu orice trebuie răbdare. Deci, trendurile. La aici, la trenduri, care situația care a datat-o domnul Mihai, mai bine o să-i punem nivelele. Nivelele psihologice. Încă. Combinațiile de lumânări. De regulă, iată, când vorbim despre nivelele respective sau despre trendurile date, ele mai fac, dar însăși trendurile respective care le-au dat la fel și domnul Mihai, ele mai sunt numite și arce. Deci spre arce în tranzacționare ați auzit? S-au auzit astăzi. Așa, combinațiile de lumânări. Încă. Care? MSD-ul când nu aș putea ce interceți. Așa. MSD-ul. Lângă. Stohastic-ul. Dar stohastic cum? Convergență, divergență? Așa. Ați mai fost la unul din masterclass-urile noastre? Da. Am înțeles. Cine mai cunoaște strategii de tranzacționare după stohastic? Convergență, divergență. 2, 2, 3. Încă. 4. Clar. Încă. Ce mai vreau? Cum? Da, divergența, convergența după indicatorul stohastic. Nu e nimic strașnic. Cei care îl cunosc o să iasă și o să te prezint. De regulă, trader, când înțelege. Desuare, te duc lecții deja de ani de zile și dacă traderul spune că el nu înțeles, scuteți-l la tablă. La sigur nu înțeles. Sau o tratat un pic diferit. Asta am și o să vedem. Așa, încă. Moving average. Moving average. Cu care parametri? 9, 2, 2, 2.
12. Și sunt și 14. Și 9. Nu, 233. Și ceva încă, evident, dacă e strategie, 50? Asta. Cum? 50. Ce 50? Încă cu ceva? Nu, eu m-am referit cu Dax Combinant Moving Average 1 ca o confirmare și de regulă intrare, el nu mă oferă, dar unde să ieșim, nu prea ne ținem de legi cu acest lucru, abia ce însă și ieșirile noi avem după alt moment. Încă ce? Bun revenț, parabolic SAR. Parabolic SAR? Uh-huh. Indicatorii de trend? Ok. Altceva? Fibonacci. Da. Da. Fibonacci. Care nume vă folosiți? Retracement. Da. Ce mie mai mult îmi place cum lucrează retracement, expansion, expansiune și zonele lui Fibonacci. Noi deja avem careva strategii pregătite, dar ca bonus, eu vreau să vă spun vouă. Care din aceste strategii voi vreți să o cunoașteți? Hai să facem improvizație. De ce și nu? Noi deja avem ceva planificat și... Hai să dăm numărul de tot și eu consider, pentru că de multe ori combinațiile de numărul sunt decisive, deși parcă s-ar părea. Dar Fibonacci, pentru mine, ar fi unul din argumentele cel mai... Ok, alt părere? Fibonacci zone. Zonele, Fibonacci nivelele, încă? Bun. Ne încadrăm până când. Haideți, mai activ, eu înțeleg, e cald și eu am transpirat, toate lucrează condiționerul. Suntem mulți și cald. Haideți! Sau nu vă trebuie? Iată dumneavoastră, pentru ce ați venit la masterclass? Și-o stați ca sigur? Poate ceva să-ți spui? Ok, ce vreți să aflați, că ai din toate strategiile astea? Bună, ce? După ce tranzacționați la moment? Sau nu tranzacționați? După Fibonacci, da? Bun. Haideți noi să începem mai întâi de toate cu combinațiile de lumea și figurile și după care eu o să vă dau și zonele temporare lui Fibonacci, dacă o să-ți cuminți și dacă ne încadrăm în timp, evident. Și o să mai fii. Dar ce minți vreau să specifici? Noi și așa nu vă spune lucruri. Dar nu, dar asta și-i problema, că nu trebuie să tașeți. Cuminți asta atunci când interacționăm, că noi numai noi doar ieșim și ieșim, dacă vreți să ne creezi. Ziua unui manager, e foarte plină, e încărcată. Dacă noi câteodată avem vreo 5-10 minute, stăm aici la recepție să mai avem un pahar cu apă, este foarte fain. Dar de regulă noi se face lucruri foarte încărcate. Lecții intensive, individuale, poți să ai fizic, poți să fie întrevederi, 4-5 întrevederi de zi, poți să fie întrevederi expromptul. Domnișoara, o lezi, du și nu, poți să vină un fix. Poate, iarăși, noi trebuie să discutăm, să vorbim, să facem analiza, să lucrăm. Plus 2-3 lecții mai sunt de grup, și că ajungem la masterclass, că noi de aici ne doare. De asta interacționați și voi ca să fie mult mai interesant și mai productiv. Bine, o să înceapă domnul Mihai cu combinațiile de lucrări și cu figurile. La care îți vă povestesc o situație care am tranzacționat eu cu figura. Și cam am stat în lacă. Ce am făcut a stat în lacă din voi? Eu. Eu știu. Așa. Am fix mă tot în lacă. Ele sunt două tipuri. Iată, eu săptămâna următoare o să încep un curs cu tranzacționarea anume pe lacte. Însă și că sunt lacte de două tipuri. Este și ala de nevoie și este și ala de bunăvoie. De regulă, trei de începător între la cel de nevoie, să-mi salvez activele, da? Da. Dar sunt lacte pozitive. Noi săptămâna următoare la Alexandrie o să începem un curs intensiv de 5 zile și anume de tranzacționarea anume pe lacte. El este bine venit, e doar computerul. Și este bine venit, că tare trader sună și foarte vă interesați, că toți, practic, începătorii au nevoie de laptele respective. Da? Asta e. Bine. Haideți, laptul e drumul. Da. Dar tot în jurul mare, te citați, dar sunt prezent care sunt de că am spus că temeți în față mare. Dacă ai o tranzacție activă și în minus, da? Deci, dacă putem să intrăm mai pe cei faci, dar e faci să întoarcă înapoi, o închis în minus. Primul care o închis de minus, în minus, o închis de minus, ca după asta să... O închis în minus, o mie. Și deschid, și după asta deschid tranzacție ca să o restabilezi, da? Da, minus. Da. Am uitat-o, ies așa o opțiune. Când deschizi lacătul, practic, e tot aceeași ca și cum ai închis tranzacția în minus. Sunteți de acord? De ce?
Tendim să-l scoatem toată, adică dăsim cât ai o tehnică de ieșire corectă de înlarcă, adică eu nu consider că asta e minus. Dar admitem că pentru o perioadă nu ai profit, dar nu înseamnă că ai cel minus. Dar nici n-am zis asta. Eu am zis că care, dacă închizi tranzacția în minus, minus, e mai profitabil să o închizi, să o închizi în minus, e mai ok ca să o conservezi în lacăt. E tot același, dar și cum ai uitat de depozitia, ce faci să ducă cât are de plus. Deci este independent și de caracter. Sunt credit, dar în zonă de minus încep să nu gândească la rece, da? Și să uite, când văd minusul la zi de zi, arbitrajez tranzacția, nu mai este ok. Și atunci, în așa situație, chiar e bine să închide un minus și ești pe profitul pe alături și ești mai stabil. Te uiți să interviu. Eu când eram trader începător, managerul meu spunea permanent că la Acton este o metodă pentru traderi care nu sunt siguri în ei. Și eu niște, dar stop-loss-uri eu nu puneam, niciodată n-am pus stop-loss-uri, nici la practică, nici tranzacționare reală, de fapt asta nu e bine, voi spuneți. Și spunea că este o metodă nesigură și eu păfeream, cumva o coleam lactele este. Dacă lăsam, îți duc, ducea tranzacția foarte mult în minus, dar eu nu închideam. Când ești în minus, nu închid, eu doar sigur pe mine, eu sunt trader bun. Însă și aici știți ego-ul ăsta, că eu, că eu și chestia asta. Dar ajungând deja la stagiere ca manager și persoana care m-a învățat, domnul Eugen, practic cineva îl cunoaște, cineva nu cunoaște, dar cred că toți îl cunoașteți, spunea că de ce nu asta că lactul e pentru persoane de sigur, eu tranzacționez în lacăt. Și că eu când am ajuns pe CAC 40 să intru într-o situație neplăcută, mie nu se evident că eu un depozit nu acceptam. Dar deja așteptând după o perioadă, eu înțelegeam că gata, eu nu pot să mai rezist, eu trebuie ceva să întreprind și eu într-adevăr am intrat în lacăt. Lactul ăsta, cum a spus și domnul Mihai, este tu îngheți problema. Iată, este o zi de naștere și este foarte multă mâncare, dar tu ești un singur membru în familie și nu ai ce faci cu mâncarea respectivă, ori arunci, oriceva trebuie să încălzi. Este însă cu mușelul care se arunci și ai pus-o în congelator. Deja, pe parcurs, cu timpul vezi, e bună, o consum, nu e bună, nu o consum, e ca așa și cu lactul. La moment, problema este. Poate nu pot să o rezolv, dar nici să închizi tranzacțiile deja în minus psihologia și ego-ul tău de trader, eu sunt trader și am făcut o analiză bună, dar parcă nu vrei să recunoști greșeala ta, că o să meargă, o să meargă, sigur o să meargă, cândva. Când o să ajungă coronavirus iarăși, o să fie în criză și o să închid zălările pe CAC 40. Și eu tot am congelat problema, am pus-o în congelator și atât parcurs, datorită crizei respectiv, eu am ieșit din lac. Cer scuze și pardon. Cineva poate într-adevăr este gata să intre în lac, cineva... Așa, combinație de lucruri. Ca să ne vedem dacă ne analizăm graficile, știți că sunt cele mai importante, da? Graficul ăsta e ca o hartă. Și acolo comoară, ca să zic, harta asta, asta se întâmplă bun pe piață, corect? Și asta zic, dacă nivelul noi le plasăm, dacă tendințele noi le facem, pe combinație de rămânări, ele singuri se crească grafic. Noi nu mai trebuie să le citim, asta e ca un alfabet, ca un cartonos pe este de la pastile. Da, alfabetul ceva care le zic. Da. Deci, pipări. Așa și aici ar trebui să citești aceste rămânări și să înțelegi. Harea și hanging man. Deci voi să le cunoașteți. Cine, ce reprezintă ele, pentru că astăzi se fac o mică recapitulare, cum am spus, pe care o să mergem la ceva nou. Hanging, ciocanul. Unde sunt găsite ele? Haneți. Rapid am trebuit. Versul scade și apare un hanging, versul sub ascendent. Da, deci în tendință descendentă. În felul următor, în tendința ascendentă, și deschidem ce tranzacție? Da, ne orientăm la tranzacții de bani, dar trebuie să avem confirmare. Trebuie să avem confirmare, pentru că dacă s-o amează ciocanul ăsta, nu înseamnă că își schimbă tendința. Asta e un semnal că își schimbă tendința. Dacă asemenea că nu e inimical, bine intermitent, știi că o să iară următoarea culoare și știi ce trebuie să faci, păi aici nu. Aici trebuie să ai confirmare după într-o tranzacție. Spânzuratul. Spânzuratul înseamnă în care tendința? Tendința ascendentă. Deci ascendentă așa și întreabă tranzacții de sell când avem confirmare. De obicei, confirmarea asta e urmare de descreștere. Da? Și aici trebuie să avem nivele sau să avem tendințe sau la volume germans în parte de sus, independent și indicator mai tranzacționăm. Pentru că rămânările, da, poți tranzacționezi pentru numărul de loturi, poți tranzacționezi în scală pe perioadă scurtă, cu trei profit mic, de 10 puncte, în H1. Dar ar trebui, nu știu, eu de obicei folosesc combinația de lunări, le folosesc ca confirmare. Deci eu nu mă întreb la
tranzacție după combinație de nume. Asta vă zic așa. Mihai, dar nu prea văd o diferență între Cana și Canier. Locul, locația. Da. Locația. Aici intendință decenetă. Aici intendință accentă. Ok. Și atunci camera în combinație cu care lunare ne-ar da o... Lunare de creștere sau marubozul. E foarte ok. Și încă ceva. Deci aici care e situația? Deci, în perioada unei ore, de exemplu, dacă nu are perioada de unei ore, aici e o putere foarte mare a vânzătorilor. Până la sfârșit de lumânare, se implică foarte puternic pe acțiune cumpărătorii și se închide prețul de închidere, e aproape de prețul de deschidere. Și ca asta sugerează ca o schimbare de tendință, cu cât un preț mai mare, cu atât mai mare volatilitate pe piață. Așa, asta de pauză. Aici acolo avem scrisă explicație, ca să fie cine dorește a trebui să citească asta cele ce am spus în momentul la cuvinte. Deci, umbra interioară, umbra și derioară sălurile au determinat o scădere mare a prețului, încă cumpărătorii au reușit să reducă la nivel superior. În cadrul tendinței descendente, Hammer sugerează un revers bullish. Deci, frumos, timp. Descendent încă în ascendent. Fix aceeași principii aici. Nu mă opresc, asta e ceea ce am explicat eu. Dacă o să dorească cineva, poți să-i trimite PowerPoint și să-l analizeze, da? Vreau să vedem mai departe, să ajungă în partea. Deci, aici e Hammer inversat și șurzi în stat. Stea căzătoare. Voi este tot, faceți, nu? Da. Da, este a fost trecut, eu pot să-mi acum fac rapid. Deci, Hammer inversat, e același principiu. Deci, aici, practic, la fel, în tendință descendentă, aici în tendință ascendentă. Adică descendent, ciocan inversat, tendință ascendentă, aici ce? Shooting star. Frumos, dacă este steam, e sus, pe cel. Ascendent. Da? Merge ascendentă, după care tendință descendentă. Aici e același principiu. Deci, dacă voi le-am observat pe graficul, întotdeauna se formează sub nivel. Ele acolo trebuie de hipotez. Și acolo se atare și mai bine de hipotez. Când sunt la nivele, nivelele de rezistență, și în nivelele de suport. E posibil să iau căzătoare să fie de culoare verde. A, în bază nu contează. Adică figura se formează, da? Adică, dacă ai ușit nivelul, da? Deci nivelul ajuns la nivel, formă steau. Culoarea, ciocan sau stai căzătoare, sau ciocan inversat, sau om sponsorat, nu contează ce culoare are bază. Aici mult se bazează pe lupta dintre cumpărători și vânzători și cât stați cu umbra. E ca asta e important. Și umbra, să știți, va arăta că trebuie să fie de 3 ori mai mare decât corp. Și umbra din jos fie de 3 lucruri. Dar am fost niște nuanțe foarte importante. Deci acolo iarăși. Ai acolo, sunt ghiții de așa. Deci, asta sunt lumânări de înghițire. Înghițire ascendente și înghițire descendente. Sunt toți folosesc pe aici. De înghițire, cunoașteți? Așa, e persoană? Cine cunoașteți pe înghițirile ascendente și descendente? Așa. Ok. Aceste înghițiri în ce constă? Ai, de exemplu, o tendință. Nu contează că e ascendent, că e descendentă. Independență, când s-o finisa corecția și când se înceapă următorul impuls, de la o lumânare de descreștere, următoarea lumânare de creștere care s-o respins de la nivel, deci este cu mult mai mare decât lumânarea anterioară și este diferită ca culoare. Mai conform albă e neagră, dacă e neagră, e albă, următoarea și mai mare. Și asta înseamnă că este aici este înghițire ascendentă, aici este înghițire descendentă. Deci când scrie acest lucru, aici la ce tranzacție perioadă? La tranzacție de său, aici la tranzacție de cumpărare. Și ar trebui să avem și confirmare. Așa. Deci, aceste tipuri de locomotive. Eu cred că le-ați întâlnit pe grafici. Deci aici contează, aici minimele sunt egale și aici maximele sunt egale. Așa, aceste lumânări se mai numesc pensete. Eu cred că așa le cunoaște pe mine. Ele se află în tendințe descendente sau în tendința ascendentă, în dependență de cum s-a format ordinea culorilor contează. Deci, asta este în tendință descendentă și asta este în tendință ascendentă. Deci așa trebuie să deci, dacă tendința îi descendentă, da? Înseamnă că când se vor, din direcția unui contează și contează de culoare. Și trebuie să fie obligatoriu verde. Dacă se sfințează corecția, înseamnă că îi pune pe urmă, trebuie să fie obligatoriu verde și să aibă același lucru. Deci, dimensiunea sigurită.
Як раз так контрасту мулти. Ще якесь основне стенсій. Де стояли, ще його сім, але схибали тенденції. Я не мусим тенденець, як фарти, де спігра, що ти обічі, чи я мусим тенденець, як це дуже. Дуже, саме, та я отор помінч. Там, якраз респект, я мій на чесні критерії. Аж десь, отак, вам думаю, на любача, коли всіх спитати критерії. Тому на то. Критерії релеванти. Prima luna este în acord cu tendința curentă. La trendul ascendent este bullish, iar la cel descendent este bearish. A doua luna este contrară tendinței generale. La trendul ascendent este bearish, iar la cel descendent este bullish. Umbrele lunărilor sunt egale. Și maximele sunt egale la, deci aici, la primele, care erau acolo specificate, maximele sunt egale, iar la al doilea tip de pensie de minimile sunt egale și asta trebuie de ținut cont. Așa, mai departe. Deci, aici avem steaua de seară și steaua de dimineață. Deci, această combinație de lunare cu scorumțele creată din trei lumânări, ați cunoscut-o până acum? Deci, aici în ce constă asta? Constă, dacă avem o tendință descendentă, aici e același principiu, cam ca la aici ce? Înseamnă cu camerul, aici înseamnă cu steaua căzătoare. Numai că ar trebui să respecte acest principiu. Deci, noi aici ar trebui să avem lumânare descendentă, după care să urmezi o lumânare cu corpul mic, după care e obligatoriu o lumânare ascendentă. Deci, ca asta trebuie să își respecte regula asta și periodicitatea. Adică, cum spuneați, nu trebuie să respecte regula de formare și ordinea lor. Și aici, la fel, deci, aveți ascendentă, formează o lumânare, de obicei s-a fost să zice că sunt lumânări din certitudine. Pentru că au corpul mic, dojile astea, practic, îți dau instabilitate viață. După care, lumânare de descreștere. Pleacă aici, o combinație care se întâlnește din multe ori, grav și mai exact, când se schimbă corecția în impuls, dacă se lăsază. Așa. A treia lumânare mereu poate să fie de ceași națiuni ca nu, nu, nu. Nu poate să fie de ceași națiuni. Poate să fie la fel ca cine de jur. Poți fi și mai mică, dar de ținut de această lună, nu indică-te, poți fi corpul ei și un pic mai mic. Așa, sunt primit ideal că e pe desen, dar principalul să fie respectualizat. Da. Ok. Așa, aici, aici avem așa. Trece o negre, să iei soldați. Nu știu dacă ați întâlnit, eu cred că am făcut obligatoriu pe portalul ăsta, să atenția. Deci, aici ce înseamnă? Dacă trece o negre, trebuie să fie trei lucruri, trei lumânări, trei descrește și contează. Deci, a doua lumânare este obligatoriu să fie mai mare ca prima. Aici, la fel, aceeași situație. Da, trebuie să fie mai mare. Nu, nu, nu. Ce nu contează. Nu orice time frame. Păi, întotdeauna se spune întrebarea în ce time frame. Deci, în ce time frame ne-ai luat, în ce time frame te uiți, ar trebui să te orientezi după el. Dar dacă te duci în H4 și normal că spui stop loss în H4, nu îți schizi tranzacția, confirmarea din H1, dar pui take profit-ul din H4. De ce speri? Deci asta se schimbă. Așa, și aici aș putea specific, dacă modificați, dar așa e specificat. Deci, la trecer negre, toate cercurile noi sunt contrare tendinței generale. Corpul celei de-a doua lumânări trebuie să fie mai lung decât al primei, iar close price-ul să fie egal sau foarte apropiat de minimul său. Trebuie să punem ceva. Asta ce înseamnă? Umbra să fie meticuță. Deci să avem o umbră mică la a doua lumânare. Asta tot contează foarte mult. Așa, mai departe. Așa, prin side up și așa. Deci aici care e situația? E fix ca la lunările anterioare, numai că aici avem lunare de descreștere, după care urmează două de creștere. Da, voi să le-ați întâlnit și par așa, dar par absurd. Le-ați întâlnit pe grafică totdeauna, dar acum o să trageți atenție la ele și o să trebuie prezența lor pe grafice. Nu că dacă acum orice combinație n-aș arăta, voi le ligătați pe grafic și le observați care sunt ele. Dar nu ați văzut niciodată contul după strategii, ca să vă adaptați schimbiți tranzacții după ele. Să le aplicați, vedem. Și o să vedeți cum le înțelegeți. Așa.
Ați reușit să faci tot? Da. Trebuie să rămâneți și atunci mă crezi. Deci aici explicația să vă numim trei care își vreau să mă pus foarte bine. Nu așa. Tipurile de figuri. Dacă ai fost chiar foarte mult. Dacă combinațiile de lumânări, eu personal nu s-o văd că e foarte mult și influențează la schimbul de indice. Da, el îți arată că e schimbare de indice, dar asta nu înseamnă ca să o schimbi de omici, cum să se adică o distanță mai lungă, da? Asta e pur și simplu o combinație, ai o perioadă mai scurtă de timp, ai depăneați și ce time frame. Da? Oricum, ele indicații îți dau, te ajută, dar nu poți să zici prin bază o lumânare că s-a schimbat toată tendința. Nu, asta nu o să dar combinarea asta în figurile, asta da, schimbă mai mult. Și vă explic de ce. O lumânare, chiar și când șandelele, se formează în primul zi, da? Și da, și adică ce, o zi o decis ce o să facă pentru două, trei luni înainte. Dar când vorbim de o figură, aici deja vorbim de o figură în derelin, de exemplu, alcătuită din cât? De exemplu, din 200 de lumânări sau din 100 de lumânări, da? Păi asta înseamnă că o durată 100 de zile, adică tot distanța asta este parcursă de interese pe care se mai multe din identificat la mijloc cu ce-o produc ca să schimbi tendința. Deci aș trebui să fim foarte atent la figuri. Și acum o să vorbesc. O încerc de figură cu triunghiuri, de figuri de incertitudine. Eu cred că cine, ce tip de triunghiuri cunoașteți pe aici? Triunghiul care e simplu, un clasic, asta. Triunghiul simetric, nu? Mai legat de stabilitate, deci aici e clasic. Ai un triunghi simetric. Minimile merg în creștere, maximile merg în descreștere. Deci ar trebui să ai minim două deasupra, ca să o să ai trebuie să și semnea triunghiul. După care pun semnul aici în tranzacție. Deci aici e făcut simplu, clasic, situația clasică. Deci atunci se impustează situația, deci are ieșire din situație în două variante. O își prebate în sus, mișcare de consolidare bani, o își prebate în jos, mișcare de consolidare să. Cum stabilim take profitul și cum stabilim take profitul? Deci aici întotdeauna să fie 50% din cash. 50% din cash. Cash-ul, asta este bază figură. Deja asta e clasică, asta o cunoașteți. Dar nici mult nu o să muncesc. Dar o să fiți mai departe. Așa, triunghi ascendent. Deci, triunghiurile este, cred că ați întâlnit, mai ales acum în perioada în care are tendința, ca graficul sau valoarea americană, ce se întâlnă spre, și ați văzut acum, cu început, a ajuns la minime, eu de cap, a ajuns la minime, GPP eu de la maxim. Și acum, în perioada este de tranziție, de la o tendință la alta, ea formează anumite, de obicei, formate umbre. Și asta, de obicei, acest tip de triunghi este format la nivel pe la un, deasupra unui nivel. El aici întâmplă dificultatea și dreapta de deasupra triunghiului te iese și ca nivel orizontal și întâmplă această dificultate. Deci nu poate să trebuie. Asta se mai numește și poți să zici și ca îngustare de trend. Voi asta ați observat, ați pasez tendința și ca deasupra îi merge totul ideal, dar de sub tot se îngustează. Ți-a crezut? Sectorul implicat, puterea vânzătorilor, implicat este în scădere. Și aici este triunghiul ascendent. Deci, atunci, principiul este același tranzacționare, numai că probabilitatea de a fi străbătut în partea de jos este mai mare. Deci, aici mai mult permiteți pentru să. Pentru că, aici, nu mai are putere. Dar, oricum, tot în tranzacții, 50 la 50. Deci, practic, nici mai puteți pe ce faci. Așa. Sau voi tranzacționați pe toate, adică folosiți triunghiurile ascendente, sau descendente. Ok. Deci, triunghiul descendent este acest tip de triunghi care se formează de obicei la minime. Hai ca pe de cap, așa ceva să fac. Asta e scris sigur. Asta e scris sigur. Așa. Deci, aici la fel. Deci, merg în descreștere, deci totuși pierde din potențial buy-ul. Și pierde din potențial. La minime trebuie să facă explode. Asta poți să zici când ți-i înlutează să-și cauzi zone de acumulare a persoanei. El își, adică se contractă puterea sa. La urmă este nevoință, ca să spunem, de direcție. Aici, la fel, se face 50% în sus și în jos. El oricum, sunt trebuie mai mari de 50%, sunt 200% de înălțime. Dar de ce nu pui așa
nu voie sunt de procente. Pentru că dacă cum să facă generalul procentajul ăsta la tribut sau la datilul ăsta, cunoașteți? Nu e așa din pot procentajul ăsta. Deci, să ia, de exemplu, anumite potații, da? Să faci o analiză. Pe o anumită perioadă de timp se determină toate triunghiurile și se calculează strămatele lor și cât s-au dus într-o anumită direcție din acolo strămatele. După care se face o medie la toate și se determină în procentaj pentru varianta generală. Și se face formul. Întâi apare problema, după apare rezolvarea, după apare cazul general pentru care. E ca și mai departe. Apare o problemă. A rezolvat după apare cazul general. Procentajul diferă de la cotație, nu cotație? Poftim? Procentajul diferă de la cotație? Nu, nu, nu. De asta și am zis că se calculează mai multe, se face o medie, după care se ajunge la rezultat. Dacă îți faci o medie, e o rotație anumită. Nu, general. Așa. Deci, ca o concluzie, da? Figura respectivă este găsită pe nivel pierdere. Da. Deci, de la nivelul respectiv, ea la ce tranzacție trebuie ratat? La bai sau la său? Iată, în cazul dat. La bai. Ok. În cazul unui trend, unui altfel. Bun, mergem mai departe. Mergem. Da. Așa? Așa. Aceste tipuri de drumuri în expansiune folosesc, de la cum s-au format motivații acestui de drumuri. Deci, tot, ca în principiu, e același tip de drum, mai se formează invers. Deci, nu merg de la maxim și se îngustează, dar întâi merge îngustat și după să dilată. Deja aici, vedeți, la străbate, noi intrăm în anunții. Acum, chiar pe US DX, adică, acum pe USDX în perioada normală de drumuri. Deci acum pe USDX chiar în perioada de schimbare încet și deci așteptăm străbacherea. Dacă să vedeți, acolo merge drum de genul acesta. E drum simetric, așa merge. Dar chiar niciun simetric, e drumuri descende. Bază de jos aproape dreaptă, aproape dreaptă. Dar, puțin la anterior, s-o formați și așa ceva pe USDX. Și că aceste tipuri de drumuri tot se transacționează pe ei. Deci la străbate tot timp în tranzacții. Pe ei ce îmi spune este că altfel cum poți tranzacționezi în afară de nivel și indicator. Și atunci aici nu poți folosa. Doar este perioada mai lungă, dar ai putea să o prinzi în trend. Dacă îți poți tranzacționa în dedință, îi plasezi acest drum. Pe drumul din expansiune. Dar drumul respectiv, dacă îl faci străbat și împarte de sus. Nu doar aici. Ar face să ne aducem partea de sus, în baristă. Dacă străbate la nivelul respectiv, deci aici deschidem partea, e prost că deja plăsăm după noțiune figuridate. La 50% faci? 50%. La toate triunghiurile, te-ai prost. De ce faci 50? Aici e simplu. Probabilitatea ca să străbate în sus sau în jos. E de 1 la 2. Practic, de clar. Eu nu știu, sunt sigur că v-ați întâmpinat așa tipul de triunghiuri pe grafic, că mai nu le-ați tranzacționat după, le-ați găsit altă metodă. Deci, ok, v-ați însemnat acest tip și acum ultimul, care în general a găsit la, după denumirea lui Victor, Diamant. Deci, diamantul, asta este o figură de incertitudine, de obicei ea se formează, doar că acum ai luat două triunghiuri simetrice și le pune bază la bază. Simplu. Deci, aici un triunghi este expansiune combinat cu un triunghi simetric. Eu cred că acest lucru, eu nu l-am întâmplat foarte multe ori cu grafici, cred că vreo 4-5 ori, când am tras atenția la acest triunghi. Ori poate nu m-am concentrat foarte mult ca să găsesc acest tip de triunghiuri, dar ele funcționează foarte bine. Dar se formează mai greu. Asta sunt ca plăturile. Dar cât e minim, și cât e maxim trebuie să ajungi? Totdeauna orice grafă mai deștiucat, pentru minim. Nu fiecare de fapt, toată figura trebuie să aibă minim. Nu, de sigur. Fiecare dreaptă. De două puncte trebuie să mai fie două. Cărva ne-a explicat principiul de foarte multe ori. Întotdeauna, ca să poți face un anumit trend sau ceva, întotdeauna ai nevoie de două puncte. Dacă ai nevoie de un punct, dar poți să duci așa dreapta și poți să duci așa și așa. Și nu e nimic o logică. Când ai două puncte, întotdeauna mergi o dreapta. Și aici e stabilitatea. Sunt sigur, am și cineva de sală spui, da, deci figură ca figură, dar mai este o figură de schimb. Sau numai eu o văd, e vârful de fapt. Iată, este primul vârf, al doilea vârf, străbatere și mișcare de consolidare. Mișcare de consolidare și mai departe, care am un nou drum.
Cum se face diferența între jucări de avans și aici diviziunea traderului. Ea ca să uite doi din același racurs, cum aș uita eu la acest, această imagine. Eu văd figuri de schimb, văd totul. Domnul Mihai vede diamant și pe faptul noi ambii avem dreptate. Dar conceptul de tranzacționare este diferit. Domnul Mihai intră mai repede în tranzacție, eu intru mai târziu în tranzacție. Dacă ai ceva spărbatele în jodă, te-ai spărbatele în sus, după bursul, după bursul, după bursul. Da, dar după dublu vârf, 70% trec profit, dar după diamant, doar 50%. Dar într-o mai devreme și oricum are practică și ea. El trec profit, îl pune aici. Da, aici este intrarea și undeva 50%, adică cam cam pe aici. Dar eu avea aici. Trebuie sau oarecare ești o figură să faci în scalpelul interesant, dar în 15%. De acord, dar deci nu mai putem discutăm o oră și ceva. Am înțeles că eu o faci într-o singură urmare. Străbaterea se face după lunare și atunci te gândești să o creezi. Azi dimineață, cine a creez mișcarea PSP a fost o corecție de o lunare. Dar cum s-o prezi și e ca eu am prins-o azi dimineață. Am prins-o cu 40 ieri, dar... Am finisat întrevederea și nu știu, zic ea de să văd ce face SP-ul și am poziții de bani, zic ea că am atingut început corecție și confirmare nu era. Numai și intră în scalping, asta e metoda după care eu tranzacționez. Acolo mă timp până am 5 și nu mai s-au închis lumânarea și am deschis său și am luat lumânarea practică în întregime acolo câteva umbră, eu n-am luat, dar am luat lumânarea întreagă. Și zic colegilor, cine pornit pe SPL său de silentică, da, dar de fapt a fost doar o lumânare. Da. Asta este. Bun, mergem mai departe? Ah, ok. Bun, mergem mai departe. Atât dacă să facem un tip o remarcă, domnul Mihai a vorbit despre unghiurile de continuitate care au baza dreaptă în său. Așa. Și, da, asta este triunghi descendent. Triunghi descendent. Deci, nu degeaba eu am întrebat de locație. Unde nu găsim acest triunghi? Triunghiurile, ele poate fi un pic și diferite. Ele poate fi și așa, cu baza dreaptă. Tot e de baza dreaptă, dar depinde de locație, în ce de invers trebuie. Depinde în ce moment noi găsim acest triunghi. Deci, dacă el este pe un nivel... Și, caut, caut, de vă deschidem geam. Da. Deci dacă să vorbim de nivel, triunghiul respectiv îl găsim pe nivel, da, el o să meargă în direcție de bai, pentru că nivelul e puternic și noi știm că puterea nivelului se determină după time frame. Dacă acolo stă nivelul din date, evident că el o să urma să meargă. Dar în cazul în care noi avem nivele puternice sau nivel slab și noi determinăm figura respectivă într-un time frame mai mic, eu mă asigur că triunghiul dat, el o să meargă în său. Și cum am spus noi, de ce? Fiindcă aici puterea, buy-urile, ele sunt în scădere. Și el, în mare parte, el se duce în sell, fiindcă totuși până într-un final, vânzătorii au mai multă prioritate. Și până într-un final, el merge în sell, dar depinde de locație. Și aici este clar ceva fel la poza anterioară, care a fost după trendul. Noi am avut o tendință crescătoare. Nici corector, minus. Noi am avut o tendință crescătoare și noi desigur în tendințele respective observăm stagnarea. Și stagnarea asta și este începutul flat-ului care urmează. Deci el poate fi în sell și după care stă aici. Și desigur când se formează triunghiurile date, se formează o arcă. Despre ce n-ați auzit. Dar după el se poate de tranzacționat. Deci dacă străbate nivelul respectiv de jos, și aici o să folosim combinațiile de lunări. Așa, dacă străbate nivelul dat în jos, deci deja o să le repede să mă orientez. Îmi permitem el să facă totuși o corecție și după care o să tranzacționăm în tendința descrescătoare. Dacă să vorbim de strategii, ce se bazează strategia? Direcție, intrare. Direcție, 2 și 3 ieșire. Aici direcția nu urmărați trendurile. Adică trendul crescător care a fost străbătut, tendința laterală, de regulă, cum a spus și domnul Mihai foarte corect. Aici, la intersecția acestor trenduri, de regulă își formează sau figurile despre care tot domnul Mihai a vorbit, sau se formează străbateri de nivele. Pentru că nivelul, într-adevăr, el are o influență destul de mare. Și atât în momentul dat, notăm strategie. Direcția ne arată trendurile.
Minim două trenduri, străbătute. Străbătute. Și aici formăm arce. Arcele, el se formează nu numai după trenduri, dar se formează și după lunări. Desoare ați văzut pe grafic și parcă că e o stalinare. Iată, o mers piața, o mers și de nici parcă nu mai are putere, nu mai lumânări. Dacă și fac lumânări de creștere, sunt niște lumânările foarte, foarte mici. Iată, de regulă urmează să fie o cădere pe grafic. Iată, eu cu momentul ăsta m-am prins fiind în loc. Eu am reușit să fac un scaltering profit pe arcă. Arca el are un principiu ideal, e că dacă să vorbim de creștere și merge stagnarea, puneți aici pe două minime, puneți trendul care urmează și străbaterea respectivă de trend, mișcarea de consolidare nu mai a fost și deschideți său. Deci, profitul în cazul dat se plasează până la începutul impulsului care, după corecție, a străbătut trendul. E așa, de regulă, se formează arca dată. În 2019, cer scuze, pe cap 40 au fost două arci consecutive, una după alta. Eu am tranzacționat după figură, cum a spus și domnul Mihaiful, nu se vedea din cunosc figura asta diamant, dar era vârf dublu și eu tot deschideam tranzacții de său, dar unde este indice și tot e bine, criza nu este și eu său. Graficul. Deci asta este primul moment. Arca descrescătoare, la fel, este același lucru. Și dacă vorbim de intrare, aici o să fie străbaterea trendului lateral plus mișcarea de consolidare. Am străbătut, ai, trendul lateral, a străbătut acest trend și după mișcarea de consolidare deschide tranzacții. Plus, mișcarea de consolidare. Eu spun că cineva nu știu spre DMACD Winking. Sau alt indicator stohastic cu divergență, convergență. Și ieșirea, take profit-ul punem la trendul, adică la începutul acelui trend, care tot și-a străbătut și-a schimbat această direcție. Take profit-ul, trendul, care a format nouă tendință. Așa. Da, este? Dar nu este ce a putea fi adică de jos în sus, pe sau? Sălul aici. Stop loss în cazul dat, noi îl punem pe maxim de supra. Primul punct de cinătate. Asta este impulsul. Iar în cazul dat, că noi avem trend. Și de regulă se formează incertitudinea asta, triunghiul ăsta descrescător și nu degeaba ne-am spus, unde el se formează, acolo el depinde ce o să facă mai departe. În cazul în care e pe nivel, el stă nivel psihologic puternic, el are toate șansele să meargă în baie. Dacă cum avem cazul nostru, aici, mai mult ca precis o să înceapă trendul descendent încă și mai repede. Desigur s-o primite așa să întâlnim pe grafice tendință, triunghiul, descrescător, minimile, așa. Și după care el nu așteaptă, el deja își schimbă direcția. În cazul în care noi avem posibilitatea să mai așteptăm sau se formează de-a lungul timpului și se formează o stagnare, vedem că el o să meargă mai departe în săr. O situație similară dacă nu greșesc este pe aur la moment. Da. Ceea ce vă spun și eu, e pe el o să meargă în săr. Pentru că de ce? Scade puterea cumpărătorilor pe piață. Fiecare punct maxim care îl formează, dar te înțelegi că deja cumpărătorii nu mai acceptă să cumpere aur la preț respectiv. Și vânzătorii totuși până într-un final... Dacă merge și întărirea la largă, totodată? Asta, da, asta e o permanentă. Adică ceea ce formează pe grafic, ce retrimează suprapun, ceea ce se întâmplă pe fundamental. Și nu ați știut? Da. Eu cred că asta nu este noutate pentru mine. Ceea ce avem noi pe grafic, asta e perioadă care se suprapune cu momentele fundamentale. Bun. Mergem mai departe. Asta este prima strategie după trenduri. Aici avem trendurile din tendință crescătoare, formată o arcă descendentă. La fel avem și arcă descendentă. Ea este asemănătoare doar că inversată, în oglindă. Thank you.
Deci dacă să vorbim de tendință descendentă, iată, este felul următor. Și ea nu schimbă pur și simplu brus. Brus, dacă schimbi, asta trebuie să fie cum a fost COVID-ul, care a fost foc și gata. Am stat în lumină, am văzut un are de 5.000 de puncte în jos. Cam așa au fost, ca 40. Evident că el o să stagneze un pic. E ca așa, și creier. Noi puncte, iată, felul următor. Asta poate să fie o perioadă mai îndelungată de timp. În oricare time frame. Și de asta își spun, dacă este totuși un nivel aici puternic, el are toate șansele să meargă în săl. Dar dacă este cum stagnare de trend, aici mai mult ca precis că el o să meargă în bai. Doar iarăși o să fie bai, mișcare de consolidare și crearea unui nou trend pe piață. Stați să o priviți figură. Așa, punctele minime și punctele maxime. Aproximativ. Deci strategia rămâne la fel aceeași. Și vorbim iar ca descrescătoare, dacă noi îi deschidem buy. Buy. Take profit în cazul nostru, noi îl punem iată în vârful la acest. Sau deja după figura care s-a format. Divin, ea nu poate permanent să fie figura respectivă. Poate să fie și o tendință laterală. Asta sunt cazuri diferite. În cazul în care este tendință laterală, iată așa. Deci, profit îl puneți după impulsul anterior. Dacă este figură, puteți spune sau după figură, sau după trend, după impulsul care a fost în tendință descrescătoare. Și după care îți transacționați în nouul trend care se formează. Este? Bun. Haideți să vedem cum ați înțeles divergența, convergența la stohastic. Cine acolo a spus lucrul nostru? Hai, treceți dumneavoastră și ne explicați. N-am reținut nimic. Ați spus? Я просто хотел. Asta deja este foarte. Îmi explic un trend de mult de înțelesul la mai multe persoane. Hai! Nu nimic. Așa, deci avem pasivul. După stohastic. După stohastic? Da, după stohastic. Avem așa de demonie. Avem chestii de ce nu avem de înțeleg. Avem pasivul. Dar după noi sunt convergență, divergență, tranzacționați? Nu tranzacționați. Da, nu acolo nu vă mai sunt. Toți convergență, divergență, nu vă sunt hai. N-așa și vorba. Ok. Problema constantă faptul că noi știm că după nici faptul că se tranzacționează liniu, ca o confirmare la deciziile deja luate. Să ajungem la masă, adică avem destul de metode de depista tendințele sau trendurile. Adică confirmările astea deja avem așa că am pus. Păcat că nu e doar, deci la tirat e doar și din asta stohastic nu e bun, cred că contract de masă cu noi. Cine că nu e doar? Șaia. Când merge șaia în sală, adică când se formează imagine pe grafic, avem o cădere. Deja de punctajul nu înțeleg care. Dar dacă deja se formează șaia în grafic, problema e în alta.
скальпингу, мне уже не интересно. Да, ну... E greu de găsit în H1, H4, în Daily, e mai greu de găsit așa ceva. Și adică parcă te uiți pe care, da, este, dar problema ea pe care spuneam este face într-o singură lunare. Adică lunare avem, străbatere, da, și după indicatorul Golden Gather, a doua confirmare și să termin. Și cum să prindeți? Cum să prindeți? Dar asta, aveți în vedere transacționare pe perioadă lungă sau scurtă? Chiar și lungă, chiar și scurtă, adică am în vedere că e când faci și bate, o faci într-o singură lunare. Mai tranzacționează cineva pe scalping? Haideți că nu mai ne-am găsit și am ușor un foarte mult. Ce din voi tranzacționează pe scalping și este interesant? Eu? Ce eu? Eu dădeam gata. De ce? Haideți să fac o claritate. Eu nu spun că nu. Dar când să-și ducă scalping, e din start. Este o strategie riscantă de tranzacționare. Cine pune în scalping, stop loss. Nu, sunt cei care au asigurare și îl pun în stop loss undeva departe. Însă și tranzacționarea în scalping, vreau să mai atenționez încă o dată, ea este riscantă. De ce? Dacă eu nu știu unde spun stop loss-ul, nu am moment ultim, al treilea moment, momentul de ieșire. Da? De ce eu în scalping să aștept atât de confirmări? Aici merge vorba de temperament, iarăși ne întoarcem. Scalping-ul e repede. Am deschis, nu știu, astuc, am văd, am să închid, am să întâmplă. Și apoi să fac profit pe Excel, după aia și o să vedem mai departe ce. Scalping-ul e tranzacționare riscantă, încă o dată vreau să spun. Și evident, confirmări nu aștept atât de multe. Dar să vorbim despre hashtag. Da, aici deja mergi cu scalping-ul și cu materia care am învățat mai standard. Nu, și aici trebuie să compili și o să primești. Că e ca așa nu vede. Deci, după strategia la scalping, e mergi după strategia care e predat un manager, e spun confirmare. Și tu te gândești, aștept confirmare și tot așa. Și terminat, tranzacționează în H1. Eu te prav, că dacă se tranzacționează în H1, pe zi 10 puncte tu îl iai. Mai nu poți. Nu, hai să spunem, în cea mai rezi, în cea mai proastă zi, iei 100 de puncte, 10 puncte. Nu e. Cum luat întrebarea asta, 100 de dolari. Unde viața de zi cu zi faci 100 de dolari? Dar de ce aici ne limităm la 100 de 10 puncte? Trebuie, în primul rând, să iei acest punct cu volumul corect. Da, scalping-ul e mai interesant, adrenalin, ca cine nu știu. Eu nu scalping. Eu dăm tot, nu? Iată, apropo, sunt situații, că, nu, pentru ce? Fiecare se regăsește, nu spun că asta e bine și nu vreau nici într-un caz să fac reclamă sau scalping-ul e bun. Nu, el nu e bun. Eu n-am timp să stau, da, deschid o tranzacție de lungă durată, dar mă plictisesc, mă uit. Telefon și mă iei în profit și mă închid și iar în profit și tot așa mai departe. Trebuie să te mai zic, uiuiui, minut 10-16.000, ce-ți fac în gânsa? E că asta e mult mai interesant decât când tot merge stabil și plictisitor, corect? Nu, ce mai vrei emoții? Da, dar ar fi bine. Nu, la scalping nici nu pot spune că-i strategie. Da, tu aștepți confirmare, dar tu aștepți în M5. Asta practic nimic nu poate să însemne. Să vă risc prădurile și milioane. Depinde pe ce faci scalping. Depinde pentru ce. Da, scalping pentru loturi. După combinații de lunări, apropo. Pentru că după combinațiile de lunări, te-ai profit, spune eu, 5, 10, 15 puncte, te-ai profit, scuze. Faci scalping, dar puteți face scalping încă nici nu puneți profitul ăsta din 15 puncte. 15 puncte? Asta e independență de instrument. Să o măriți spărătorul, după așa. Și când e scalping? Când este confirmare, numai când 5 minute. 5 minute și cineva poate folosește și un minut. Eu nu folosesc. Scalping-ul graf time frame-ul de 5, 15 minute. Eu deja o să exclud scalping-ul mai mult, la practică nu mai dau. Fac scalping unul ca unul și până tot eu mi-i pot corecta. Da. Sincer să vă spun, am un trader, el are peste un an și jumătate de când tranzacționează, dar nu îl pot corecta. Și îmi pare foarte rău că e domn matur și ar putea să iei mâini să fac un business plan și să construiesc un business corect. Eu tranzacționez așa, dar nu știu, poate vârsta, poate cu vârsta o să-mi treacă și mie. Și vreau să-l corectez, să-l pun pe calea ce dreapt, pentru că bun, hai un depozit ai spălat, e ok, a doilea l-ai spălat, dar e omul deja de-am spală depozit după depozit și îl oprești și îi spun, hai business. Nu, eu singur știu ce fac, eu să am nevoie, eu să vin la dumneavoastră. Dar el nu vine. Îl chem la masterclass, nu, dar nu trebuie, eu foarte bine mă îi spălesc. Și pe
prin ce PSP trebuie dat său? E cel mai bine PSP-ul său. PSP. PSP. Da, eu prind acolo câte o lumânare și îmi pare că o gata mai mult în său, mă bag. Că cel mai bine tot eu. Stau cu tranzacții de bani PSP 500 și intră în lac. Este lac pozitiv. Este de bună voie. Nu e cel de nevoie. Bun, hai mergem mai departe. Deci, convergență, divergență, piestohastică. Acum vreau să vă întreb, deci, așa ca să facem o paralelă. Totuși, trecem înapoi la experiența noastră cu CAC 40 și cu CAC 40. Da, cu CAC 40, eu nu am zis ce ascunde. Am fost și eu ce... Numai un pic trebuia să... Bine. Da. Păi și să vă pun din start întrebarea care o intenționam. Da. Deci, până la urmă, sărul ăsta, adică decalajul ăsta, l-au acoperit în bani. Punctajul ăsta cu care ați făcut profit de liber. Da, ați ieșit cu profit. Da, de lact am ieșit, depozit întreg, da. S-a ok, da. Bine, e foarte da. Fain, am ieșit, de asta am ieșit. Eu vreau să spun, nu, am o durat, am intrat în lact în luna iulie. Am știu grea ce o arăt, în iunie am intrat prima dată în sel, ca 40, și până la sfârșit de august, eu tot în sel intram. Eu tot fac analize, eu sunt bună. Am ușa să duc precis. Își deam că numai ea care să nu ajung în marge, am intrat în lact. Asta a fost lact din nevoie. Și deja eu s-a dus foarte bine și foarte mult în sus. Dați-mi de... Nu, nu uite, dați. Sau dați un pic mai înainte. Ha. Noi lucrăm în practica mare cu tablă, așa tot la fiecare tablă dăm o urmă. Pandemia. E că asta a fost o arc, 3 la 1 a fost 1, 2, iată ceea ce eu vă spuneam. Arca a fost impuls și arca permanent ajunge de la începutul impulsului. Trend, corecție, impuls, ultimul impuls, deja a creat figura asta de schimb și el a format arca fix în fix. A doua arcă, încă și mai mult s-a dus. Și deja la a treia arcă, aici a fost COVID, carantina. Și eu mi-am închis sălurile mele numai datorită acestei mișcări, că e undeva pe aici am intrat în săl. Și ca să înțelegeți pe ce eu mizam, dați un pic mai spate. Ia că el se vede, vă duc. Ia că eu mai departe grafice nu am avut. Primul și al doilea, ca până aici. Nu, e vârf dublu, clar. Și am așteptat, am pus aici nivel. Și undeva pe aici am deschis primul său. Da. Depozitul nu era de începător, dar mi-a aveam experiență de tranzacționare, primul său. El s-a dus în baie când iar îți pornea și asta că de el se vede tot bine. Da. Nu mai îți pornea în său. Eu mai deschideam un său. Nu, dar nu îl închid aici un profit și pe acesta minus. O să ajung că e figură și el a să meargă și planificam să iau un pic pe mișcarea ta. Deci profiturile stăteau la cer, jos. Sub sol, să-i spunem, da? Și numai să ajung aici, era să iau un profit și nu mi-a dat prin gânt să-l închid. Și am ușa să întoarcă, nu are control, e figură vârf dublu. Și asta tot câteodată e bine. Noi lucrăm și lucrăm ca trader să fie sigur în ceea ce faci. Dar uneori și când ești prea încăpățânat, tot e bine. Iată în cazul meu. Și aici undeva mai deschis în cunțăl. El a ajuns, dar la profitul la primul nu. Deja eram cu două săluri minus. Acesta minus. Acesta minus. Și aici era profit. N-am pus încă două săluri minus și pe aici era profit. Și el s-a întors înapoi și de fiecare dată mă tin că aici am deschis sau trei săluri, sau trei săluri am avut. 1, 2, 3. Și l-am așteptat, de cam ușa muș. Am ușa muș și undeva când o străbătut punctul maximal la figură, am deschis bani. Cu același volum. Vreau să recunosc că în prima arcă eu n-am avut curajul să nu. Că aici a fost prima arcă. Iată, prima arcă n-am avut curajul să intru, la a doua arcă. Aici n-am închis tranzacția de bike, iar că merge în sat. Și aici a fost zona de întoarcere. Mi-am închis, vreau să recunosc, mi-am închis bike cu inima în dinți. Minusurile pe sat erau minus vreo 400 și ceva de mii. Când mi-am închis bike, zic, cred ce sunt rezistent, dădeam ce o să fie și eu să fie. Fie ce-o fie. Și am închis bike frumos sus și zic, așteptam. S-a început să duc și eu am prins și găculețul acesta mic de un câi și mate. Net pe grafici. Și aici am mai deschis un cu un său. Său este de-a până ajuns la primul zero. În zero eu l-am închis. Și celălalt m-am dus în
pandemiei. Am avut noroc. Nu mai așa. Reală, dacă o scăpat pandemia, să nu fost pandemia, eu n-aveam ce mântuță lor. Vreau să recunosc. Și aveam să stau așa cu ambițiile mele. Ați duc în sau? E figură, vârf dublu. Nu, e evident. Asta la fărbii indici. Pandemia o, un cer scuze să răspund, pandemia a apărut din cauza că trebuie să apară. Criză că nu a fost ultima criză. Da, 2008. Câți ani trecut? 12. E timp. Timp. Și-a fost timp. Am intrat în momentul potrivit. Deci, să vedem cu noi, nu este pur și simplu. Vă rog, nu trebuie să mai așteptăm pentru 8, așa, da? Dacă vedeți, așa e șirea de lac, dar noi am vorbit cu lacurile cele de 100 de ori. Dacă vedeți, așa e șirea de lac, da, dacă credeți că este o altă modalitate, el este și o altă modalitate. De lac îți poate ieși, vii și e vătămat. Adică eu sunt caz, sunt exemplu. Adică, nu că exemplu, dar am s-o făcut toată experiența. Sunt de un norocos, da? Da, de pandemie. Toți plângeau dumneavoastră. Cum? Când toți plângeau în pandemie, dumneavoastră ați fi mai fericită. Pe mine nu m-a afectat. Eu în pandemie și acasă am reușit să stau, dar nu din cauza că am închis tranzacțiile în profit, dar din cauza că nu-mi plăcea să duc lecțiile online. Dar asta e. Spate de făcut oameni buni și spate de ieșit în clienții din lacte. Nu vă temeți că dacă am intrat, că e metodul nesigur sau nu știu ce. Spate. Vălese. Deci tranzacțiile de sau s-au închis de semestrător? Take profit. Dar take profit eu l-am pus. Nu, nu, nu. S-au închis în fiecare urmă. Eu am pus take profit la toate tranzacțiile mele. Asta este metoda medieri. Eu îl duc în baie de schițel. Eu îl duc în baie de schițel. Asta merge. Numai nu în cazul la indice. Ia că pe spii 500. Tot e o situație similară, ca și cu CAC 40. La mine trebuie profitul la tranzacție este direct după înălțimea figurii. Eu am deschis cel, dar trei profiturile cam stăteau la 70% din figura respectiv. Trebuie să duc foarte bine. Și cam asta a fost de măsura ce înălțime era. Și s-a închis. Și tot aici, știți cum? Lăcomia, păi lăcomie. Hai, Nicolea! Și tot în jos, în jos, în jos. Și eu s-a dus cam capul până aici și eu nu m-am închis aici. Una din tranzacții. Și când s-a întors acolo, undeva cam pe aici, l-am închis una din tranzacțiile respective. Undeva trebuie să fie încă și trebuie tot. Pentru ce am screenshot. Zică, așa și situație cam nimeni nu prea o să. Dar poate și o să aibă, de ce nu? Este? Da. Bun, ne întoarcem înapoi la strategii tranzacționare. Dați, spunem stocastic pe o cotație valutară. Nu v-ați obosit? Asta nu mai nimic altă. Dați, schimbați cap, puteți să cotați valutară. Noi am spus că astăzi... Deci, uitați-vă, voi deja până acum câte strategii ați luat? După combinații de lumânări, vreau să fac o remarcă. După combinații de lumânări se poate de tranzacționat. Adică direcția o determinăm după trend, intrarea după lumânare, după combinațiile de lumânări, și take profit se poate deplasat după nivel, nivel cred că știți să-l punem. Sau după trend, sau după combinație de lumânări. După combinație de lumânări, dacă sunt combinații de lumânări de schimb, care domnul Mihai l-a arătat, vine într-o tendință crescătoare, ci formează combinație de lumânări și mai departe. Deci, spate de plasat, take profit undeva 15-20 puncte. Eu, în general, recomand 10-15 puncte. Dar aici, în tendință, iarăși. După combinații de lumânări, la fel se poate deplasa take profiturile. Așa. Despre ce s-a vorbit? Noi am vorbit despre figuri. Da? Direcția. Cine ne determină? Trendul. Intrarea, figura, take profit, figura. Aici noi am vorbit despre arce, descendent și arca descendent. Iarăși, direcția nouă ne determină trendurile care au fost străbătute. Intrarea în tranzacție ne oferă trendul străbătut plus mișcarea de consolidare, de regulă timp să fie. Atunci când se creează un nou trend pe piață, neapărat trebuie să fie mișcarea de consolidare. Și după care, iarăși, take profit îl punem sau după trend, sau după înălțimea figurii, dacă s-a format, sau impulsului care a început, adică ceea ce v-am arătat. Aici take profit îl punem. Take profit cu 10-15 puncte de la nivelul la care a început ultimul impuls din tendința viceversă.
Este? Da. Și ultima strategie? De fapt, cineva mai vrea acolo zonele temporare? Cine vrea zonele temporare? Eu. Vreți strategii tranzacționare după MSD sau după zone? Zone. Ok, v-ați fi după zonele temporare în Fibonacci. Bun, plasăm pe grafic, vă rog, plasați în zonele temporare. Cu ajutorul instrumentelor... Pentru cineva o să fie de folos strategia respectivă sau nu? Interesa care e diferența în care dar nu are ce nu e diferența. Principiul de tranzacționare e tot același. Nu, accept și eu, dar de la trenul... Fibonacci simplu, dar are preț mare și unghiuri legal, dacă ați auzit despre el. Deci, gata, e un fel de foarte vestit la nivel internațional, care de, el era împotriva ceea ce susținem și copilul ce vorbim despre Fibonacci. Și la Fibonacci se bazează pe ce se bazează stația asta? 0,23, 6, 38, 2, 50, 61, 8. Pe ce se bazează? Se bazează pe șirul simplu, se împarte, da? Este unul așa, asta sunt rațiile, dacă să vorbim așa mai clar. Păi el se bazează pe distanțe, deci adică o corecție ar putea fi maxim 61, 8, 3 din impulsul arterial corect, asta e simplu, treaba. Anul ăsta GAN, el care era principiul adres, el se bazea pe piața se mișcă în direcția de anumite unghiuri. Dacă Fibonacci ăsta vie, da? El trebuie să-ți fășoară pe grace. Da, a, ok. Am vrut să-i explic prin cam idee, prin principiul se bazează pe fiți. Da, ok. Eu mai mult pe zon, pe instrumentele lui Fibonacci, nu degeaba. Țineți când la începutul masterclass, nu am spus. Mai mult mă orientez la retracement, expansion și zonele temporare ale Fibonacci. Pentru că este exemplu nivel clar. Iar pe el este fi nivel. La zonele temporare este nivelul vertical. La, zone, la expansion și retracement sunt nivelele în jos. Deci dacă să vorbim de celelalte trei instrumente ale Fibonacci, ele pentru mine un pic nu sunt bune. Ele sunt bune. Dacă el mai trebuie ceva la el. Și ține de zonele respective se plasează cu nivelele orizontale. Nivelul orizontal, pentru cei care știu și le place să pui așa cum noi învățăm la lecțiile de practic, e bine. Nivelele în spate de plasat, unul după MSD și cu ajutorul lui Fibonacci de Tracement. Zâmbit, știți ale plasat cu MSD? Nu, no, nu știu. A, de-aia plasat-o, da. Cine știe plasa nivelele după MSD? Aia asta am văzut și la Marpin, ca și mă zice. Ah, ok. Bun. Este. Deci cum se plasează acest instrument? Dacă să vorbim despre strategii tranzacționale după zonele temporare, aici determinăm un trend într-un time frame mai mare. Și permanent când tranzacționăm un time frame cu o perioadă de timp mai mică. Adică dacă noi plasăm zonele temporare în H4, în time frame-ul de 4 ore sau de o zi, tranzacțiile ne orientăm la deschidere pentru graficul de o oră. Deci, cum se are asta loc? Evident, mai întâi de toate determinăm trendul. Ce suntem, biologul ăla? Da. Deci, se determină trendul. Și pe ultimul impuls sau pe unul din impulsurile respective, noi plasăm instrumentul lui Fibonacci de la început până la prima corecție. Da? Și noi vedem deja în dependență cum mai departe se mișcă lucrurile. Deci, în mod normal, până la primele două, ele lucrează destul de bine. Ajunge la unul din nivele, de la celălalt nivel în sell până la următor. De la sell, unde se închide, tranzacțiile de cumpărare. De asta ne trebuie să de la fiecare nivel în Fibonacci, zonele temporare, își schimbă direcția graficului. Dacă e de la primul nivel, noi aici am deschis sell, când o să ajungă la acest nivel, noi aici o să te orientăm la buy. Și permanent, cam în principiu, da. Lucrează bine până la primele 4 sau 5 nivele, după care el trebuie de modificat. Pe următorul impuls, îl trebuie de modificat. Cel mai bine de combinat cu nivelele orizontale. Și unde este nivel orizontal, e mult mai simplu de pus take profit. În cazul dat, dacă nu punem nivelele orizontale, tranzacția se poate de făcut cu trailing stop.
Adică se meargă permanent ordinul acesta amânat după tranzacție. Și când evident se întoarce un pic înapoi, se închide tranzacția dată. Ce ați pasat în dependență de șef? 0, 1, 1, 2, 3, 5 și tot așa mai departe, da? Aici avem numărul 1 pe grafic, pentru că distanța de la 1 până la 1 e 0. Și practic nivelul cel la care începem pe altul, da? Pe care ești situația. Noi trebuie să avem 0, 1, 1, care e aici pentru distanța 3, cu asta e 2, cu asta e distanța de aici, de aici e egal cu 2 distanță, cu distanța asta, bine, asta e egal cu 2 de astea și tot așa trebuie să adună 2 anterioare și se face. Pentru că Bonacci era de părerea că totul, adică când s-au alcătuit aceste transoși, da, aceste limite, deci aici s-au alcătuit, adică totul se retenă după anumite perioade. Gan era de alt principiu, că totul merge sub anumite unghi în viață. Deci dacă acolo calculează unghi, aici îl calculează în distanță. Dacă care e principiu. Ce ca și tot, viața e destul de simplu. Aici merge vorba cu tot despre altceva, dar noi nu o să mai facem lecții de psihologie, spune de rezistență, nu vă rătiți lapă, să nu vă temeți, luați independent. De fapt, uneori este foarte bine să fii sigur în ceea ce faci, că trăiile sunt diferiți. Că sunt cei care scrie tranzacția corectă. Eu chiar am avut o doamnă, îi făcea analiză perfectă, ideală, practic, să spune brand, nivele, confirmarea, tot ca pe carte tranzacționat. Da, frică, era frică. Da, da, să duci piața împotrivă. E greu, punea trend nivele și era confirmare pentru 15 puncte, deschidea tranzacții de cumpărare și nu mai făcea o mică corecție, dar ea mea un minus, să stătea pe piață. Adică, permanent cu platforma în față. Și dacă ducea minus 150-170 puncte, e ce mide tranzacția. În minus. În minus, permanent în minus. Când și analiza ideală, pur și simplu să vedeți pe grafic ce analiză ideală. Și nu vă aștepta să pui, până te e prost, te-a apăsat tot prost, tot bine. Dar problema era că dea tranzacția minus. Nu era sigur ce aici faci. Dar păcat, că îți puteai fi făcut bani. Și eu după câteva analize, doamna prins curaj, deja nu mai faci. Dar asta este problema traderului începător. Voi deja nu mai sunteți începători. Atât timp cât aveți strategii, cunoașteți ce a fost la masterclass acesta, ce a fost cu două masterclass-uri în urmă, deja cred că aveți experiență în spate, nu? Cât de mi-e strașnic? Ce perioadă de timp este strașnic pentru un trader începător? De fapt, trebuie să încep atunci când deja înțelegi ce faci. Nu e strașnic pentru ce vreau. Cui a fost strașnic la început? La mine nu trebuie. Ia ca o săptămână, parcă am tranzacționat pe cel mai fricos om. Real. Cu 0-1, când eu liber, puteam după risk manager, risk și money management, să schimb tranzacția cu 2-3 locuri, cu liber, cu 3 locuri, deschideam. Dar oricum tranzacționat cu 0-1, nu de Doamne ceva să întâmple. Când mă temem, Doamne ferește. Dar asta a fost o săptămână. Dar cineva e diferit. Dar cineva poate să fie bună, el să capte și să prindă curajul acesta, pentru cineva poate să fie încă și mai mult, pentru cineva poate să două câteva zile, cineva în genere nu poate să fie, asta e bine, asta e foarte bine. Eu sunt când închis tranzacții în minus într-o zi 2000 în minus, așa. Și că? Și frică nu. Bravo, chiar bravo. Asta este frică, trebuie să vezi. Sau măcar așa. Să vezi minus, înțelegi. Mi-a plăcut Ilean, cum a zis, că asta e ca un vac care deja nu mai dă lapte. Și zic că dacă și când am văzut și de ce dăm și tot. Da, tot e bine. Pe care eu am avut o situație. Bravo, bravo. Eu am avut o situație, la mine o traderit s-a dus în minus, cu vreo 3.000 și ceva, dar tranzacția nu era, nu, e unul de tranzacțiile mele, statement-ul era verde, cu albastru, pentru că era frumos. Tranzacțiile erau pe verde, numai cele tranzacții erau minus 3.000 și ceva petrol înainte de pandemie. Ai unde în baie la 58 dolari barilul de petrol? Ce o să faci petrolul ce? Și-s două oportunități. Ori închizi tranzacția, cum și-a spus domnul Mihai, nu văd nimic mai bun decât să închizi tranzacția, să te concentrezi să faci profit pe mișcarea care urmează să fie. Dar atunci, la moment, tu ești emoționat. Și nu fiecare este capabil să ia decizia asta să închidă minus. Credeți-mă că sunt momente așa că nu o să închizi tranzacția în minus și următoarea mișcare că nu o să le ieși 2-3 zile cu limite acurat, cu minte acurat și limpede, să faci o analiză rațională. Dar tu o să vrei ca azi, în minuta asta, să-mi recuperezi minus. Și încă mai mare șoate o să faci pe piață.
Real, de regulă, practic, să nu tu ai finisat impulsul, tu aici ai închis tranzacția ta în minus și urmează corecția. Și aici să încerc, că eu nimic nu pot, că ceva eu trebuie să mai cunosc, și ceva să mai... Toate instrumentele care voi nu le-ați cunoaște, fiecare lecție sau fiecare masterclass, când noi introduim acum să reacțăm pe strategii, despre psihologie deja ne-am vorbit. De regulă e simplu. Da? Și numai aici, iarăși tranzacție minus, gata, nimic nu pot și asta este iarăși o problemă. Gata, dacă s-o luat minus, s-o luat. În cazul cu traderul meu, ce-a fost? Domnișoara m-a dat în lacăt și a stat în lacăt toată pandemia. Dar nu pur și simplu a stat pe său, o tranzacție de bani și una pe său. Dar a folosit și metoda adăugării. Mai, mai, mai până jos. Acolo era nivelul 27. În lacăt, spate, a făcut mulți bani. Și nu numai în lacăt. Metoda adăugării, metoda medierii, spate, trebuie să fie doar răbdare. Ceea ce o parte din noi, mai ales scalperii, nu au. Nu este răbdare respectivă. Și evident, până jos, am mers pe self și acolo era un nivel studiu important, nivelul 27 la petrol, marca brand. Și el s-a răbătut și mai jos. Deja sub nivelul respectiv, el la self nu s-a orientat. Și tranzacția de self de lacte, nu a ieșit acolo jos. Dacă nu s-a răbătut nivelul 27 înapoi și a închis tranzacțiile de sell și iarăși s-a axat pe profit în bani. Bani, până a ajuns la primul bani în profit. În zero eu l-am închis, eu încă recomandam să-l mai menții. De eu zic, nu, deja gata, este suficient. Dar a crescut considerabil depozitul. Evident, mișcarea a fost destul de bună. Ne-a mers foarte bine cu criza care a fost acum în 2020. Și de fiecare dată, eu personal, o să spun asta. Criza nu este o catastrofă. Criza este o posibilitate. Deja, în ce parte a crizei noi alegem să stăm, asta este decizie fiecărui din noi. Cam asta este. Bun. Hai să facem un total. Câte strategii voi ați cunoscut astăzi? Care v-au plăcut? Care s-au aplicat? Stați așa să informați, știți, parcă erați calculat bine, noi am venit, ceaiul s-a amestecat, trebuie asimilat. Zonele. Ce? Zonele. Instrumentele lui Fibonacci, cine mai tranzacționează? Măcar după careva, măcar retracement. Minunat. El determină foarte bine și când se spate de intrat într-un lat pozitiv. Îți spate acesta, cum l-ați spus încă o dată, unde el s-a ajuns. Da? Ce spune? Zona de cum vreau pe impuls. Determinat strângul. Unde este? Nu s-a ajuns în zona. Obiecte, Fibonacci, intervale de timp Fibonacci. Și spune așa, pe punctul de masă și impuls. Care este ultimul și ar vedem până unde să ajungă mișcarea ocultare. Și tranzacționăm, eu aș recomanda primele, hai să spunem, 4-5 intervale. Deja după 4-5 intervale ar fi reacționat punctul în Fibonacci. Iarăși pe următorul impuls. Și cu Fibonacci retracement este cam asemănător. Pe impuls, tranzacționezi, faci profit și periodic îl mai modifici. Este? Bun. Noi o să vă dăm careva din anchet. Vrem mai întâi toate să vedem ce întrebări sunt pe sală. Cine ceva interesant vrea să povestească? Da, eu pot să povestesc. Am să deschid cu 0,5 ani, deschis cu 5 ani, foarte mic. Dați-mi voi, am avut o scădere așa și am închis cu 385 dolari, nu pot să am zis cu doamne. Doamna Doina este traderul meu. După lecțiile de practică, e foarte tare îndrăgit scalpingul, dar numai că nu a rezistat mult timp și peste perioadă de timp, doamna Doina, după primul eșec, doamna Doina a mai avut un account, evident că în tranzacționare faci bani, dar trebuie să mai fii aici, trebuie să fii și neapărat și tranzacții de lungă durată. Și peste perioadă de timp, doamna Doina vine și spune, eu vreau să fiu un investitor. Adică îți schimb tranzacția, o tranzacție și să uite dânsă. Și conform depozitului trebuie să schimb tranzacția cu 0,5, dar probabil pe demo tranzacționat, da? Da. Nu, pe demo tranzacționat cu 5 loturi și când am trebuit pe reală, volumul era același. Da. Așa, de regulă așa se întâmplă. Eram la lecție, dar nu ți-am minte ce lecție, sau te
foarte uriaș sau ceva care real nu puteam să ies. Sună dată, sună a doua oară, nu răspund, doamna Doina scrie mesaj. Am zis tranzacție cu 5 roturi. Am zis atât și am ieșit. Mă timp de lecție individuală era. Și am ieșit de, nu știu ce să fac, și am zis tranzacția cu 5 roturi. Ați avut mare noroc și ați închis tranzacția în profil. Da. Nu? Asta este. Sunt situații diferite. Dar oricum, doamna Doina nu tranzacționează leger. Da? Da. Și și-o luat trebuie joc cu gândurile înapoi că e investitor și are tranzacții de lungă durată. Transacționam destul de agresiv. Eu stăpânul pe cuvintele mele. Vreau pe cel vreau de eu. Asta este. Bun. Ce întrebări sunt? Au apărut? Vă interesează? Vreți ceva să aflați? Totuși, care e la care nu trebuie divergență? Nu, avem timp. Masterclass-ul deja s-a terminat. Noi suntem scrieme în așa. Ce oare când domnul a fost o gauză? Eu explicat detalii cu ceva tare tot care i-a pus pe prietenă. Eu am încercat să-mi iei esență. Așa, el funcționează în felul următor și exact fix în minus. Profesorul Gauss, asta în general provine din statistică. Asta e o funcție care e deformat așa în felul. Da, dar interesant cum s-a plăcut ea în trading. În trading nu dacă avem pe platformă ca să aplici pe profesorul Gauss. El ceva explică tu, nu ce ești să nu trading, eu n-am dat aici și nu am înțeles. Ok, eu n-am transmis metoda asta, eu știu ce reprezintă în spate ce are. Deci asta este densitatea normală, funcție densității normale, formează în felul următor și ele sunt simetrice. Dar asta e de statistică. Eu aș putea să mă informez, să verific de asta și da, să spun mai multe. Ok, cum am zis dumneavoastră? Gheorghe. Spuneți-mi, vă rog, că dacă aș fi tranzacționat după Gauss, să-ți faci mult mai mulți bani. Spun acum, da, nu știu dacă o să fie... Nu, dacă e interesant. Să spun, okay. Să mă concentrez, că știu că așa merge. Cam mai mai ziceam, da, dar eu, trader cu experiență în spate, manager, și eu nu cunosc, sincer să vă spun, nu cunosc, nu este platform, n-am primit așa întrebări, vreau să te cunosc, pentru că sunt și eu om, da, e că știu, știu toate instrumentele, știu toți indicatorii care sunt pe platformă, care trebuie și ce la vă dau, e că așa nu vă dau. Problema e, nu știu. El e Nicolas Năsintar, care a scris Lebă de Neagră și tot ceva altul care mai avea. Și la un moment în care, deci el a fost persoana care în 2008 a scris 400 ceva de milioane în picădere la, la piața asta americană. Okay. Și el explică, el nu e Nicolas Năsintar, dar o să-i zic eu așa, tot numai că eu nu prea mă înțeleg. M-ați tentat, pentru că nu știu ce general, o să mă informez și eu despre el. Cam așa e propriul, a fost. Deci așa e parte din zarea unei densități, dar nu are o să ne pățim. Sunt mai mare? Am mai timpul la Cluj. Și aș putea să vă explic asta, că s-a primit în statistică. Aici, când ai anumite eșantioane și faci statistici, acum vrei să vezi dacă s-a liderat și ești în care știi cartul să analizezi, da? De exemplu, tu vrei să știi că un număr anumit de populație sau eșantion, e bine să se ducă la teatru, da? De exemplu. Tu dai anumite instrumentari, faci calcule și la urmă faci o funcție. Unu-i place, unu-i place, unu-i place, unu-i place, unu-i place, faci prin ori. Dar mă ajungi la situația asta. Și cum asta nu știu să aplic, spre exemplu, între cumpărător și vânzător, asta cumva să aplic. Am ușit și eu sunt curios acum să văd. Eu n-am știut de asta chestii cu optul Gauss, chestii folosite tranzacționare. Acum chiar să vă analizez eu, dar eu am văzut că altul din doi, care vreau le explic și vouă, da? Dar optul Gauss chiar nu l-am aplicat și acum chiar sunt curios în funcția asta de instant, cum să așa. Următorul masterclass, când dălim la vreo optul o să vă analizez și o să văd care e. Dar nu că trebuie pe lângă analizat, trebuie și aplicat. Măcar vreo 3-4 luni pe anumite dotații, să vedeți dacă se trebuie și profitabilitate. Din două tranzacții, da. Asta e explicat de multe ori situația. Bine. Masterclass-ul finisat.